pornit întreaga dumneavoastră poveste cu și despre literatura centrală europeană? De la cărți, oameni sau a fost o întâlnire fastă între cele două? A început puțin curios. Mă aflam în Timișoara la începutul anilor 2000, venită de la Iași, dintr-un oraș cultural, și poate cu micile complexe de superioritate ale ieșeanului și cu, bineînțeles, poate complexele de superioritate ale vârstei, aroganța tinereții. Și întâlnirea mea cu Timișoara, să spunem, a fost una mai deosebită în sensul că am venit de la Iași să predau la Universitatea de Vest și, firește, toate reperele mele erau legate de spațiul natal, de viața culturală ieșeană, de universitatea ieșeană și așa mai departe. Până ce nu știam să citesc Timișoara. Și am avut marele noroc de a întâlni câțiva oameni, da, e adevărat, câțiva oameni care m-au apropiat de grupul de la A Treia Europă, mă refer la Marius Lazurcă, cu care fusesem colegă la Paris, ne întâlnisem, petrecusem foarte mult timp împreună. Eu aveam o bursă la Paris, o bursă guvernamentală, el era student la Ecole Normale Supérieure. Ne întâlneam toată ziua la Biblioteca Națională, situl Richelieu, și în felul acesta, când ne-am întors, Marius era deja integrat în A Treia Europă ca membru fondator, de altfel, mi-a propus colaborarea sau, bineînțeles, colaborarea, mi-a propus să intru în acest grup. Am fost, așadar, cu Adriana Babeți deja mă cunoșteam, cu doamna Vultur de asemenea, și de asemenea făceam doctoratul cu Livius Ciocârlie. Astfel încât eram familiarizată și pe jumătate cu acest grup de oameni pe care îi admiram nespus, dar a căror muncă încă nu o cunoșteam. A fost așadar o întâlnire fastă între cele două, așa cum spui, și în cazul meu a avut chiar un efect de durată. În sensul că m-am apropiat de acest spațiu în care se întâmplau lucruri extraordinare. În primul rând, calitatea cursurilor. Adriana Babeți, domnul Miheș, domnul Liviu Ciocârlie, Daniel Vighi, Victor Neumann, firește doamna Vultur, care preda mai mult la secția de antropologie. La un moment dat, 5 zile, în compania lui Michel Serres, Michel Serres venit de la Paris, la invitația Fundației A Treia Europă, și ca studenți, la cursul său, care a durat 5 zile, doar noi, acei tineri, tineri cursanți de la Fundația A Treia Europă, o întâlnire absolut nemaipomenită. Plus, seriile petrecute la Fundația Ieța, lansările de carte, proiectele în care eram implicați. Toate astea ne-au dat un curaj și ne-au făcut să ne simțim atât de puși în valoare. Eram oameni tineri la început de drum. Tot timpul am subliniat în orice text legat de A Treia Europă această încredere nemaipomenită care ne-au acordat-o fondatorii grupului A Treia Europă, domnul Ungureanu, Adriana Babeți și domnul Miheș. Acest lucru a fost nemaipomenit pentru noi. Dincolo de nevoia unei etici a muncii, un proiect de asemenea amploare și durată nu se poate face fără a fi implicat activ. Cu alte cuvinte, e nevoie de multă muncă, dar și de multă pasiune. Ce anume va determina să citiți și să recitiți literatura central europeană și, în mod special, romanul central european? Bun, Luca. Începusem să spun că am avut această șansă extraordinară de a lucra, de a intra în A Treia Europă la începutul activității mele ca tânără asistentă la secția de spaniolă a Facultății de Litere din Timișoara. În 2000, deja Adriana avea proiectul legat de dicționarul romanului central european și m-a cooptat chiar în acea echipă inițială să scriu câteva fișe de dicționar. Întâmplarea a făcut că chiar în anul acela să fiu invitată să predau la Monterrey, în Mexic, pentru un semestru. Și care a fost cursul pe care l-am propus, unul dintre cele 3 cursuri care mi s-au cerut să le predau, a fost chiar literatura centrală europeană. O literatură cu care deja eu mă familiarizase, dar, repet, datorită cursurilor de la A Treia Europă. Și în felul ăsta m-am apropiat de o literatură și chiar am predat acest curs. Iată și un rod al acestuia, o carte pe care am publicat-o în Mexic, este un curs universitar despre Europa Centrală și care a fost publicat, cum spun, la Monterrey. Nu în ultimul rând, la câțiva ani după acest lucru, am fondat împreună cu colegii din spațiul central european, din țări precum Ungaria, Serbia, Polonia, Cehia, Slovenia, Slovacia, etc., o rețea a hispaniștilor din Europa Centrală, numită chiar așa și chiar, să zicem, ca un omagiu adus acestui concept, care știm foarte bine e controversat în ce privește denumirea. Și în felul ăsta am fost iarăși din nou, m-am apropiat de spațiul central european și prin perspectiva, să spunem, specializării mele, mai precis literatura de limbă spaniolă. A fost o inițială apropiere de literatura centrală europeană, cum spuneam, de roman, prin cursurile de la A Treia Europă, prin participarea la prima fază, abandonată, în anii 2000, a dicționarului romanului central european și recooptarea mea în echipă în jurul lui 2015, dacă nu mă înșel, pentru faza finală, deci pentru ediția finală a acestui dicționar. Ei, sigur, trecuseră 15 ani, poate unele romane nu le mai citisem și a trebuit să le recitesc. Dar mi-a folosit foarte mult, să zicem, această întâlnire cu Europa Centrală, cu literatura Europei Centrale. O parte din teza mea de doctorat se referă la dialogul pe care îl poartă Julio Cortázar cu Robert Musil. Iarăși un autor de care poate nu m-aș fi apropiat cu atâta profunzime, cu atâta interes, dacă nu ar fi fost, să zicem, familiarizarea mea mai profundă cu acest spațiu cultural. Și, așa cum spuneam, când am reluat munca la dicționar în 2015, după 15 ani, am citit romanele Am recitit unele romane, am citit unele noi, sigur cu alți ochi. Mă refer în principal, să zicem, la romanele lui Mircea Cărtărescu, Travesti, și la exuvile Simonei Popescu, la Törles, bine, pe care îl știam foarte bine, dar pe care l-am recitit și de data asta pentru a-i face fișa de dicționar și, bineînțeles, de fiecare dată am măsurat cu mai mare plăcere decât nostalgie, să zicem, distanța care mă separă de lectura de pe vremuri în comparație cu lectura din actualitate. Mereu găsești lucruri neașteptate, nu doar despre textul respectiv, ci și despre evoluția proprii tale reflexii, recitind cărți atât de bune. Vreau să spun că printre autorii pe care i-am fișat în dicționar, se afla Milan Kundera și, dacă vreți, era prima mea întâlnire cu Europa Centrală, survenită deja la Iași, prin intermedierea profesorului legendar acolo, Luca Pițu, care m-a îndemnat să-l citesc pe Milan Kundera. Și în felul ăsta, când am ajuns la A Treia Europă, era referința mea principală legată de Europa Centrală. Îi citisem toate romanele, chiar scrisesem și un articol despre el. Deci, total nepregătită nu eram, dar sigur că aveam foarte multe de învățat. Și în dicționar, în faza finală, am primit de la Adriana însărcinarea de a scrie despre Gluma, primul roman al lui Kundera, și, de asemenea, i-am propus să introducă un roman, altul decât și îl gândea ea, Viața e în altă parte, un roman ușor atipic față de stilul său încetățenit. Așadar, Milan Kundera este unul dintre autorii extrem de importanți pentru acest proiect și unul dintre autorii care, în cazul meu, m-a ajutat să înțeleg mai bine, să fac un prim pas în acest spațiu cultural. Mulțumesc! Și să rămânem puțin la relectura despre care vorbeai mai devreme. A reciti înseamnă, așa cum ne spune Matei Călinescu, nu doar a citi încă o dată, ci și a citi din nou ca și când ar fi prima dată. Cum au influențat dialogul și munca în echipă felul în care ai înțeles și recitit literatura central europeană? Da, ți-am spus, a fost o preocupare constantă. De fapt, dacă stau să mă gândesc, nu m-am despărțit niciodată de spațiul central european, de îndată ce m-am apropiat de el, să spunem, în mod studios. Am fost mereu legată de ceea ce s-a scris despre, tot timpul m-a interesat ce s-a scris despre Europa Centrală, am urmărit aparițiile din Europa Centrală și apoi, desigur, când s-a pus problema de a relua acest dicționar, am fost mereu atentă la sugestiile pe care mi le făcea Adriana și Oana Fotache când le trimiteam cele, nu știu, 17-19 fișe de dicționar pe care le-am făcut. Și, sigur, citind astfel de romane, unele dintre ele tipice, altele atipice, pentru ideea pe care reușisem să-mi o formez despre Europa Centrală și literatura ei, am învățat foarte mult. Deci, selecția textelor, extrem de importantă, se da lucru în echipă. extrem de important. Cine sugerează textele? Firește, în cazul de față, Adriana Babeți. Cum lucrezi fișele respective? În ce măsură reușești să surprinzi esența sau trebuie să revii asupra textului pentru a-l perfecționa? Toate astea au fost câștiguri inestimabile.